La Cluj-Napoca, evenimentele dedicate zilei de naștere a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei au început încă de aseară. În cadrul serilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului a fost lansat volumul omagial Liturghie și cultură, perspective la timpul prezent, apărută anul acesta la editura Renașterea. Lucrarea Liturghie și cultură, perspective la timpul prezent, a fost coordonată de Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul și cuprinde texte semnate de 22 de intelectuali și oameni de cultură clujeni și bistrițeni, reprezentanți ai celor două județe ale eparhiei. Lucrarea a fost prezentată de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, de scriitorul și diplomatul Horia Bădescu și de conferențiarul Nicolae Turcan. Liturghie și cultură, perspective la zi. Titlul cred că este destul de generos și reflectă una din preocupările esențiale ale bisericii. Mereu se vorbește despre cum să se creeze un dialog, să se întrețină un dialog fructuos între ceea ce înseamnă viața bisericii și intelectualii și oamenii de cultură general, nu doar în întâlniri tangențiale, ci într-un mod fericit în suprapunere de experiență. Și mai ales, nu doar de-a lungul acestui binom intelectualii și biserica, sau biserica și intelectuali, liturghie și cultură, ci mai mult decât atâta, biserica slujită de intelectuali sau cum intelectualii au o prezență constantă și consistentă în această geografie ecleziastică, înăuntru bisericii. Este un repertoriu, este o oglindă a unui număr important de intelectuali de o valoare înaltă, academicieni, profesori universitari, scriitori, artiști plastici, filozofi, care vin și îi oferă în dar părintelui mitropolit o perspectivă nu numai a realizărilor domniei sale, ci a modului în care acestea se încadrează în istoria Bisericii Ortodoxe Române, proiectând asupra domniei sale îndatoririle și harurile pe care de-a lungul secolelor Biserica Ortodoxă le-a adus în viețuirea celor trei țări române și a României Unite, și arătând că intelectualii sunt, mulți dintre ei, de cea mai înaltă valoare la această oră, alături de biserică, împreună cu biserica, pentru credință. Volumul este unul excepțional, nu numai datorită numelor care fac parte din el, ci și datorită valorii textelor, niște texte extraordinar scrise de niște maestri ai genului. Îl recomand și mă bucur că acești intelectuali dovedesc că biserica și intelectualii nu reprezintă două fațete care nu se întâlnesc, ci dimpotrivă, biserica și are intelectualii ei, iar limbajul pe care ei îl folosesc în propovăduirea credinței poate fi unul de cel mai înalt nivel și de cea mai frumoasă factură. În cadrul evenimentului cultural, Părintele Arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a prezentat volumul In Honorem Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei la 75 de ani, apărut la editura Presa Universitară Clujeană. Volumul Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei la 75 de ani In Honorem a apărut la editura Presa Universitară Clujeană și este colecția In Honorem marilor personalități cărora cunoscuții le-au închinat gânduri și au exprimat sentimentele, trăirile. Volumul aparține întregului corp profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, întrucât toți profesorii au contribuit cu câte o scriere, fie focalizată, respectiv omagială, privitoare la personalitatea Înaltpreasfințitului, fie un studiu științific. De fapt, dacă ar fi să decupăm câteva concepte cheie vehiculate în cuprins, ar fi blândețe, bunătate, păstor, duioșie. Un studiu aparte care merită să fie semnalat este al unui cercetător de la Academia Română, profesor asociat la noi, care și-a focalizat atenția asupra preotului care l-a botezat pe Înaltpreasfințitul acum 75 de ani. E vorba de cercetătorul Mircea Abrudan. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a mulțumit celor care au contribuit la apariția celor două volume, precum și tuturor celor prezenți la momentul aniversar. Folosesc de sintagma părintelui Ilie Moldovan. Îi sunt mulțumitor de la cer până la pământ bunului Dumnezeu. În câteva momente e greu să-ți aduci aminte de toate,
dar îi mulțumesc pentru toate lucrurile cu care m-a răsfățat. Mai pomenesc un verset scris tot de Sfântul Apostol Pavel, gândindu-se la ceea ce v-am spus, zice Sfântul Pavel în epistola către Efeseni, răscumpărați vremea. Mă gândesc că ani foarte mulți nu mai pot fi și câți vor fi să-i răscumpăr. Așa, și pentru viața mea spirituală și mai ales pentru viața spirituală a credincioșilor noștri. Nu știu cât ani îmi va mai da Dumnezeu, dar îl rog să fiu sănătos și să mai pot face misiune pentru biserica noastră și, de ce nu, pentru sufletul meu. Evenimentul s-a încheiat cu un recital de harpă.